Bun găsit! Ați văzut intervenția tatălui Mirunei astăzi în gală? Ei bine, din câte am înțeles eu, dânsul spunea că știe că Cosmin și Miruna se iubesc și că Cosmin ar fi o victimă colaterală în această situație, dar din ce am înțeles eu, cu doamna Adriana ar avea dânsul o problemă pentru că lui se pare că doamna Diana e mereu lângă Miruna și Cosmin, că nu au intimitate din cauza ei, că e cam băgăcioasă că le citește corespondența înaintea lor și așa mai departe. Deci, din ce înțeleg eu, domnul Robert, tatăl Mirunei, nu prea are încredere în, sau este suspicios în privința doamnei Adriana. Iar și tatăl Mirunei mai era deranjat de faptul că doamna Adriana a cerut pe antena Play o discuție în privat cu fica dânsei. Aici nu văd de ce ar fi deranjat de acest lucru. Până la urmă, e fica dânsei, sunt o familie și pot să discute orice atâta timp cât li se permite. Oricum, din câte am înțeles, polemicile între tatăl Mirunei și familia lui Cosmin au fost și în afara emisiunii, adică ei au luat legătura și au discutat vrute și nevrute, așa că oricum nu o să știm de fapt cine are sau nu dreptate, cine ce a spus la telefon și așa mai departe. Miruna a răspuns tatălui ei că își dorește ca aceste polemici să se oprească și că ei oricum vor fi împreună indiferent cine ce își dorește, așa că vrea să îngroape trecutul și să meargă mai departe împreună dar, din câte am înțeles eu, și tatăl Mirunei spune același lucru: că îi susține, că decizia ei, dacă asta este, ei nu au nimic împotrivă și așa mai departe. Așa că eu tot nu înțeleg cum vine asta. Aveți susținerea noastră, suntem de acord cu relația, suntem de acord cu căsătoria, dar nu o să fim prezenți. Tot nu o să fim, suntem consecvenți în ceea ce spunem. Așa a concluzionat domnul Robert, tatăl Mirunei. Și a argumentat cumva cu faptul că vor să o pedepsească pentru decizia ei de a veni la Mireasa, din ce am înțeles eu, nu? Cam așa ar fi veni. Ei bine, credeți ce spune domnul Robert, tatăl Mirunei? Da sau nu?